Autoritățile județului s-au întâlnit zilele acestea pentru a rediscuta planurile și măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident aviatic, precum cel din Apuseni, dar nu numai, dar și despre dotările care ar fi necesare instituțiilor ce intervin în astfel de cazuri. Am avut discuții, bine, nu mai acum, eu vreau să vă spun că cu Salvamontul și cu ISU am avut tot timpul discuții cum să îmbunătățim mai bine dotările, ce putem să facem noi, Consiliul Județean. Dar având în vedere situația dată, am cerut din nou să se revadă din punct de vedere al dotărilor atât la ISU cât și la Salvamont, ce putem contribui ca anul acesta să îmbunătățim, cel puțin în formula montană, cam ce ar trebui cumpărat să putem să avem o intervenție mai operativă și mai profesionistă. Pentru că eu consider că e foarte importantă viața fiecărui om și pentru asta trebuie făcut orice. Președintele Consiliului Județean Argeș a precizat că în județ s-a acordat dintotdeauna o atenție deosebită sprijinirii instituțiilor care intervin în situații de urgență. Dar accidentul din Apuseni determină administrația județului să aloce fonduri suplimentare, în special pentru dotarea tehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Serviciului Salvamont. Noi avem stație la Salvamont, o să vedem dacă performanța stației este suficient de bună pentru ziua de astăzi, dacă nu se îmbunătățim și mai ales avem un mijloc de transport care să poată pătrunde în locuri mai greu accesibile, chiar cu autoturisme, să mă refer la un ATV special amenajat, le-am cerut pentru transport de persoane, cu targă, cu tot ce trebuie, să găsim soluții atât pentru iarnă cât și pentru sezonul turistic de vară și de primăvară. O a doua categorie de investiții va fi în acest centru unde va fi centru de comandă unic pe județ pentru asemenea operațiuni. Și legat de acest centru să propună dotările necesare ca acest loc să poată să aibă toate dotările necesare pentru asemenea operațiuni.